Bună seara, aș vrea să încep uh, prin a citi un text despre care filozoful francez, marxist, ateu, radical, Maoist, Alain Badiou spune că este textul fundamental al uh, gândirii apusene uh, și că este de fapt contribuția unică pe care Pavel a dus-o la, uh, la istoria civilizației, la istoria omenirii. Uh, de, deci, repet, această afirmație nu aparține unui creștin, aparține unui marxist și un marxist foarte radical, Alem embadiu și matematician pe deasupra. Uh, anume, textul acesta se găsește în Galaten 3 cu 28. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobot, nu mai este parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunt una în uh, Hristos. Ce atât de la acest text. Acest text nu, recunoaște nu vorbește despre egalitatea oamenilor. În, în principiu, aș vrea să spun, Pavel, conform legii naturale pe care o recunoaște, da? uh, și înțelegând legea naturală ca ceva istoric, nu ceva permanent, ci legea naturală este felul în care omul înțelege legea naturală în timpul său. Așa cum a spus Aristotel, de exemplu, sau alții, uh, Pavel nu recunoaște egalitatea oamenilor. Pavel recunoaște că femeia este o inferioară bărbatului, că există diferență între evreu și uh, grec și e dispus să recunoască superioritatea evreului. Apoi Pavel recunoaște superioritatea omului civilizat față de barbar și e mântru de cetățenia lui romană, bineînțeles, se vede aici că recunoaște superioritatea Romei. Indiscutabil, uh, asupra altor popoare. Uh, aici nu e vorba de drepturile omului. De fapt, vorbind de drepturile omului, aș vrea să citesc uh, să citez pe filozoful Slo, 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 slovan, da, slovenian, slovenian, Slovan Žižek care spune că ori de câte ori se vorbește despre dreptul omului, poți să simți mirosul de sânge și praf de pușcă. Fiindcă mai nou, toate, toate, toate războaiele și toate dezastrele de masă militare au fost făcute în numele drepturilor omului. Drepturilor omului. Și vrește, mai ales, aici nu e de drepturile de grup, da? Deci ca să pun într-un context modern, noi ne place vorbim despre feminism, este o idee postmodernă feminismul, modernă și cu o versiune postmodernă specifică, feminismul în care privind femeile ca pe un grup aparte care a fost opresat și, mă rog, acum își revendică drepturile, vorbim despre multiculturalism, recunoaștem drepturile diferitor culturi și Recunoaște că ele sunt egale între ele și că fiecare grup etnic, fiecare cultură are dreptul să există, să se afirme. Vorbim despre drepturile homosexualilor și lesbienilor, mai nou vorbim despre drepturile transgenderilor și a traversiilor. Și această tendință această de a fărâmița lumea cât mai multe bucățele și a recunoaște drepturile fiecăruia, e bine, Pavel, și foarte incorrect politic. Pavel nu, nu recunoaște neapărat toate aceste drepturi ceea ce Pavel afirma aici, este universalitatea omului. Însă deci această universalitate pentru noi este o abstracție, adică zice, ok, există și femei, există și sclavi, există și stăpâni și toți împreună reprezintă omul generic. Aici ar fi doar un umanism impotent, așa cum sunt destul umaniști impotenți în timpul nostru, în sensul că noi recunoaștem omul ca abstracție, dar în același timp avem probleme cu, cu, cu oamenii, da? Pavel recunoaște acest uh, om universal ca un om nou. Uh, de fapt, el uh, în Hristos. Și când spune în Hristos, el acceptă că acest om universal, ca om concret, nu poate exista decât dacă omul în diferențierea lui a fost abolit. Și această abolire are loc în Hristos. Uh, pentru că, de câte ori în Hristos și omul nou deja, vă vin în minte predici, lozinci și așa mai departe și aș vrea să spun că nu, nu, nu găsesc prea multă în profunzime și înțelepciune în predicile evanghelice și creștine. Aș vrea să citez un alt filozof ateu, Friedrich în Auzo Zaratustra, așa greita Zaratustra. El spune, orice animal a produs ceva deasupra lui. Numai omul vrea să se întoarcă înapoi la animalitate. Ce vreți voi să fiți valul care se întoarce, mă rog, e parafrazat citatul. Și apoi spune, vă predic supra omul. supraom supra om este compromis de două caricaturi istorice. Una este caricatura nazistă, care a fost o caricatură a supra omului nice. Alta este caricatura și mai ridicolă făcută de americani, Americanii au vrut să dea o replică la supraomul, n-a zis: au creat niște comicsuri. Nu au putut să facă altceva decât să facă niște dar Asta e specific american, să faci tigri de hârtie ca să sperie câinii. Și uh, au făcut supraomul acela, în albastru, cu mantie, cu s pe piept, mă rog, eroul de comics, care este un kitsch estetic și uh, ceva ridicol. Uh, și, bineînțeles, un erou de hollywood foarte popular, așa cum și Captain America, și al care, de fapt, tot s-au făcut în piața nazistă ca să plecă la supraomul nazist. Dar ambele au fost niște, niște caricaturi. Ce înțelege nici prin supraom este omul universal. Și acest om universal, de fapt, în primul rând european, ca să zic așa, este pentru el, ca să fac un mic comentariu, poate revin la această idee pe parcurs, este pentru el omul care nu este supus la automatismul dorințelor, ci este voință liberă în adevăratul sens al, al cuvântului. Dar hai să mă întorc la, la Pavel. Ce crea diviziunea omului pe timpul lui Pavel? Sunt două lucruri care creează această diviziune. Încep cu cel mai puțin important și termin cu cel mai important. Mai întâi este Roma. Roma este universală, dar este o falsă universalitate. În sensul că este universalitatea puterii. Este universalitatea un, un, universalitate bazată pe forță militară cezarul imperatorul, care de fapt nu a devenit împărat la noi, dar imperatorul nu însemna monarh, ci însemna comandatul suprem militar, care a devenit apoi ereditar. Deci imperatorul, imperatorul a, a, reprezenta această universalitate a Romei și bineînțeles că Pavel era evreu și putea fi cetățean roman și un grec sau un sirian, Plutar a fost grec și a fost cetățean roman. Oamenii diferite etnii puteau fi cetățean roman. Roma era o fel de America în privința aceasta, dar interesant că această universalitate a Romei implica anumite diferențe. Diferența între stăpân și sclav, da? diferența între cetățean roman și cel ce nu era cetățean roman, diferența între uh, civil omul civilizat greco-roman și barbar. Și bineînțeles diferența între roman și iudeu, că aici era principalul antagonism. Uh, însă uh, diferența cea mai importantă era... Uh, Ceea ce uh, uh, italianul uh, Giorgio Agamben a arătat în cartea Homo Sacer era aceea dintre uh, cetățeanul imperiului supus sub lege. Și legea era universală. Și legea română era foarte bună. Era cea mai bună lege la timpul acela. Cu siguranță mult mai bună decât legile Vechiului Testament. Asta e indiscutabil. Legile moderne se bazează pe dreptul roman. Dar. Uh, Legea romană presupunea două excepții. Cezarul și homosacer. De fapt, amândoi erau într-un fel homosacer. Deci, homosacer înseamnă homosacru, omul sacru. Dar sacralitatea are un sens ambigu în lumea veche. Sacru înseamnă sacru în sensul în care recunoaștem noi sacru. Și sacru înseamnă în același timp blestemate. Același termen se aplică la, la amândouă. Și în, la origine în limbele indo europene și limbele semitice, sacru are sens și de pus deoparte ca sfânt și de blestemat. Care diferența între cezar și homo sacer? Ambele sunt foarte importante pentru că cumva ne oferă o simbolistică pentru Isus. Cezarul este deasupra legii, este în afara legii. Și lucrul acesta e fundamental pentru a înțelege teologia lui Pavel. De fapt, acest concept a fost reluat în secolul 20 de Carl Schmitt, principalul, princip, princip, principalul filozof politic al celui de-al treilea El a intrat în, în disgrația SS-ului și a naziștilor și asta l-a ajutat ca să supraviețuiască după război, să-și continue activitatea intelectuală. Dar uh, Schmidt a devenit uh, foarte important pentru uh, mai mulți gânditori marxiști de după uh, de război și dinainte de al de război mondial, cum a fost uh, Benjamin uh, Walter, uh, care au văzut o intuiție fundamentală la el și Schmidt a luat această idee de la Pavel, din Epistola către Romani, și care este aceasta, că uh, uh, orice sistem de lege presupune pe cineva care este în afara legii, ca să funcționeze. Führerul. Da? Cel, autoritatea are cel care are dreptul să stea starea de urgență. În cazul lui Pavel, Harul este o stare de urgență, dar vom reveni la asta mai târziu. Deci cezarul este în afara legii. El poate oricând să suspende legea, poate să dea starea de urgență. Mai există cineva care în afara legii și acesta este homo sacer. Homo sacer este omul care e în afara legii, e în afara cetății. Da? Deci, în uh, dreptul roman, ca și în cetatea greacă, ca și în Iudea uh, și în triburile antice, numai că lucrul acesta e formalizat mai abstract și mai strict la greci și la romani. Dreptul roman uh, 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 recunoaște calificarea omului ca cetățean. Sclav, femeie, bărbat, stăpân, uh, negustor, militar. Deci, el are o calificare care îi dă valoare în cetatea respectivă. În afara acestei calificări, simplu fapt că este om nu contează nimic. Pentru că omul universal nu există încă înainte de Hristos și înainte de Pavel. Așa că Homo Sacer este omul care este în afara cetății. Epistola către evrei, nu știu dacă au scris de Pavel sau nu. E clar că epistola către evrei nu are teologia lui Pavel, dar poate fi o încercare a lui Pavel de a fi didactic pentru evrei, sau poate să fie Apolo, sau poate să fie Priscila nu se știe cine a scris-o. Cet este care un text care face ce aluzie la Homo Sacer, când spune Iisus ca să sfințească norodul a suferit în afara cetății. De aceea să ieșim afară din cetatea la el, ca să suferim o cara împreună cu el. Deci ideea este că Iisus ca să dea valoare intrinsecă omului a trebuit să iasă în afara societății să fie el însuși Homo Sacer. E clar că Pavel de mai multe ori definește pe Iisus ca Homo Sacer. Dar aici se ridică o problemă. Uh, diferența între Cezar și Homo sacer este că Cezarul nu poate fi omorât, dar poate fi adus ca jertfă. Homo Sacer poate fi omorât de oricine, dar nu poate fi adus ca jertfă. Uh, cezarul este adus ca jertfă. Generalul roman, uh, când merge la luptă, uh, se aduce pe sine ca jertfă zeilor ca să câștige războiul și uh, îi spune zeilor lui Jupiter sau lui Hercule, cu îi spune sau lui Apollo, mă rog, oricui se jerfăște, îi zice uite, îți dau viața mea ca să ne dai victoria. Și dacă totul generalul se întoarce viu din, din, război, se face o, o, statuie de ceară și această statuie de ceară este sacrificată zeilor pentru ca să -ți țină legământul. Mă rog, marea diferență între, între mitologiile greco-romane, mitologiile păgâne, dacă vreți, indo-europene în general, și Vechiul Testament este că în Vechiul Testament totdeauna a pe altcineva jertfă ca să-i îmbunezi pe Dumnezeu. Ori l-a pe Isaac, ori l aduci pe fica lui Iefta, ori aduci o cetate întreagă pe care o treci mi-a sub săbiei și dai foc la toți și nu ierzi pe nimeni sau poate ierzi fetițele ca să le folosești pentru să le reeduci, mă rog, și să le mântuiești sufletul. Dar Cert este că nu există în Vechiul Testament acest principiu al eroului care se jerfește. De fapt, nu există principiul eroului în Vechiul Testament. Eroul apare în tragedia greacă, este persoana care se jărfește, care merge împotriva destinului și își dă viața pentru comunitate. Isus este clar că ia ia profilul eroului greco-roman. Dar, așa cum am spus și Cezarul, când moare, de fapt, Cezarul, când moare la, la Roma, nu este pur și simplu îngropat, este jerfit în mod ceremonial. Statuia lui de ceară este jerfită. După moartea lui, un timp, el este mort și este încă cezar, până ce statuia de ceară este jerfită. Așa că cezarul poate să fie adus ca jerfă, dar nu poate fi omorât. O homo sacer poate fi omorât, dar nu poate fi adus ca jerfă. Întrebarea este dacă Iisus e homo sacer, care a fost răstignit în afara cetății. Omul fără nimic, atunci nu poate fi o jerfă. Dar dacă Iisus a fost jerfă și s-a jerfit, atunci el este cezarul. Aici este logica pe care o propune propriul Pavel. Însă, dincolo de aceasta, revoluția lui Pavel este că proclamă omul universal. Și acest om universal însemnează sfârșitul Romei, de fapt. Pentru că Roma este bază pe această diferență. Vom reveni la Roma. Vreau să mă întorc la lege. Cea mai mare piedică în care omului universal, omului nou, este legea. În principal, legea împarte oamenii în două clase, iudei și neiudei. În iudeea, între iudei, există o diferență făcută de lege. E diferența între Levit și iudeul de rând, e diferența între preot și laic, esențială, este diferența între bărbați și femei, iarăși esențială, e diferența între tatăl și fiu. Diferența între rob și stăpâni este mai puțin esențială, dar ce este că diferența esențială este între în împrejur și neteat împrejur. Aceasta e diferența cu care Pavel se confruntă în fiecare comunitate. Ești circumcis sau nu ești circumcis? Și ce este interesant, că în această diferență trebuie să fii ori circumcis, ori necircumcis. Adică ori contează că ești circumcis, ori mai degrabă contează că nu ești circumcis. Asta ar fi, fi versiunea antisemită. Dar, de fapt, Pavel spune că nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimica, ci omul nou. Acest om nou este bazat pe ab abolirea diferenței. Și vreau să zic, ne că către FSM, că este aici o logică foarte, foarte interesantă pe care o folosește uh, Pavel. Uh, spune așa. Uh, că cel este pacea noastră care din doi a făcut unul și a zubat zidul de la mijloc care îl despărțea. Versul 16, deci a FSN 2 cu 14, acum ce este versetul 16. El a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un trup prin cruce, prin care micii vrăjmă și ea. Ceea ce este aici fundamental este faptul că au fost doi și acum sunt unul omul universal este bazat pe anularea diferențelor, nu pe recunoașterea drepturilor la fiecare și uh, versiunea cea mai radicală este în Galatea trecut, Cudoșov, când am citit de fapt, s-a dărâmat de despărțire între bărbați și femeie între, între uh, rob și stăpân între barbar și civilizat între iudeu și grec între roman și cel care nu roman cu alte cuvinte, uh, toate omul nou este format din, din, din mai mulți oameni a căror diferență a fost, a fost abolite. Legea în principal, așa cum am spus, desparte iudeul de neiudeu. Și este ceva mult mai subtil aici. În Roman, capitolul 7, de fapt, Pavel recunoaște că omul este împărțit în două. Și omul nou este unirea acestor două părți. Aici Pavel se apropie foarte mult de Nice. Când recunoaște că omul nou este omul care este unit într-o unitate a unei singure voințe și nu are două voințe care acționează independent una de alta. Deci supraomul nice, nu în sensul ridicol în care a fost dezvoltat sau monstruos care a fost dezvoltat în secolul 20. Dar ca să mă la ideea fundamentală. Legea, legea lui Moise, ceea ce numește legea veșnică a lui Dumnezeu, este elementul fundamental în calea omului, în calea universalității. Numai că legea desparte evreul de neevreu. Dar legea, de fapt, este o, o declarație de diferențiere. Și o să mă întorc la Geneza. Care este declarația fundamentală a Genezei? Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Bun. Dumnezeu a desprins sub de deasupra. Dumnezeu a făcut pomii, fiecare după soiul lui. Dumnezeu a făcut speciile animale, fiecare după, după soiul ei. Mai mult decât atât, Dumnezeu a făcut femeia din bărbat ca ceva deosebit de bărbat. O, oh, da, e aceea substanță, aici putem să spunem ca și... Oarecum e dintr-o coastă, dar de fapt sunt două principii fundamentale diferite, pentru că nu e aceea sămânță, deci femeia nu e aceea specie cu bărbatul fiindcă femeia nu are sămânță, bărbatul are sămânța de om în el, bărbatul femeia nu are sămânța de om în ea. ea, doar poartă, poartă sămânța, ea poate fi doar o anexă a, a bărbatului. Și e, Dumnezeu a pus deoparte pomul consebilului și roi să nu mănânci din el și așa mai departe. Deci, e, și în principal, numai că Dumnezeu desparte neamurile de, 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 de evrei, dar Dumnezeu desparte neamurile între ele. Pentru că, conform celei biblice, Dumnezeu dă fiecărui dintre patriarhi, nu numai cei ai poporului evreu, le dă o zonă, un teritoriu în care să locuiască. Lucuș, de exemplu, îi dă Mitzvah, îi dă, uh, Mitzlain, îi dă uh, Egiptul, da? Lui, lui urmașul Luhan. Atunci, ce caută cuș în, 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 în Canaan? Uh, întrebarea s-a și-a pus-o Hitler sau, mă rog, naziștii. În secolul XX, ce caute evrei în Germania? Dacă locul este aici. Și soluția este, se numește soluție finală. Asta, de fapt, a fost inventată de Moise, nu de Hitler, da? Deci, sau de Iosua, dacă vreți. Deci, nimiciți pe toți uh, urmașii lui Ham care sunt în Canaan. Nu că n ar avea dreptul să existe în Egipt, acolo e țara lor. Dar aici nu este teritoriul lor, trebuie nimiciți. Pentru că uh, uh, ideea, într-o la ideea uh, nazistă, este că uh, Degenerarea unui popor vine atunci când două, două rase diferite locuiesc pe același teritoriu. De aceea trebuie exterminați evrei, trebuie exterminați țiganii, fiindcă nu au țară. Iar cei care au țară pot să stea aici ca vizitator, ca oaspeți și tratăm civilizat, bineînțeles, sau pot să plece la ei acasă și recunoaște fiecărui popor țara lui și drepturile lui. Aceasta a fost o adevărată doctrină nazistă. Dar, nu, nu acceptăm pe cei care nu au o țară și n-au un loc bine delimitat. Ferește că doctrina aceasta este reluată de, de, de o filozofie liberală în timpul nostru. Filozofia dreptului de, de grup și a respectării și mai ales a impenetrabilității grupurilor etnice, care fiecare se înțelege pe ea însă dar nu poate înțelege pe alta. Însă, mergând merg mai departe, deci, legea lui Moise, este o piedică în calea creierii omului universal. Și asta în principal pentru că legea lui Moise, aici e o altă problemă, declară transcendența lui Dumnezeu. Aici legea lui Moise este ca și legea lui, ca și filozofia grecilor. Declară că Dumnezeu este transcendent. Dar dincolo de aceasta, grecii consideră că Dumnezeu este impersonal sau indiferent, în timp ce pentru evrei Dumnezeu este personal și foarte, foarte interesat de ce se întâmplă cu poporul său și după aceea chiar cu ce se și cu alte popoare, cu ar fi asirienii sau egiptenii. Însă uh, Iisus merge mai departe pentru că Iisus însemnează unirea lui Dumnezeu cu omul și unirea inclusiv în moarte. Deci Dumnezeu nu mai este transgenerat, Dumnezeu este imanent în cazul acesta. Dumnezeu este imanent în istorie, în viața omului și asta însemnează omul universal, de fapt. Acum, uh, trecând de, de timpul lui Pavel și Repet, Pavel declară omul nou în abolirea tuturor diferențelor. Și aici explică și contradicția care apar la Pavel. Cum e posibil ca Pavel spune că nu e diferență de bărbați și femeie, sclav și stăpân, pe de altă parte spune sclav fiți supus voștri, femeilor fiți supuse bărbatului? Problema este că Pavel recunoaște această diferență ca ceva ce trebuie abolit în omul nou. Dar una dintre principiile lui Pavel este că, de fapt, noi locuim oarecum, noi, în noi locuiesc doi oameni, omul nou și omul vechi și Oarecum, viața noastră un fel de schizofrenie aici și uh, el recunoaște în mod realist că suntem cu picior într-o lume și cu picior în alta. Dar ce este că idealul este abolirea omului vechi și omul nou, universal, în care nu există uh, diferențele acestea, toate sunt anulate. Vom aș vrea să vedem în timpul nostru, să vedem relevanța acestui mesaj în timpul nostru. Ceea uh, uh, ce caracterizează timpul nostru nu este o romă militaristă. Este mai degrabă un imperiu corporatist global. Și Universalitatea uh, în acest imperiu e definită de circulația banilor și a mărfurilor. Deci sunt uh, banii uh, și sunt. Uh, este piața care dă valoarea mărfurilor și sunt legile pieței care sunt universale și care asigură circulația mărfurilor. Este mai ușor pentru mărfuri să circule decât pentru oameni. Este foarte interesant aici. Banii universal, banul circulă. Niciodată nu au existat atâtea restricții în călătorie ca în timpul nostru. Impuse de diferite granițe, în timp ce, în același timp, afirmăm o economie globală și o, și o piață globală. E interesant că, în contextul acestei false universalități, definită de bani și de marfă și de instituții care au ca scop să facă să circule marfa, de exemplu, însă și democrația e văzută doar ca un instrument al pieței libere, ca să lase piața liberă să dezvolte. În acest context. Uh, ideologia oficială acestui imperiu este multiculturalismul. În sensul că fiecare popor trebuie să se recunoască care e cultura lui. Și practic uh, am ajuns la punctul că până și matematica, adevărul matematic e considerat un concept imperialist occidental. Și ceea ce, uh, să zic, cartezianismul sau uh, ideile universale care au definit cultura vestului, sunt considerate ceva imperialist, care nu trebuie exportat altora. Uh, ajungea la punctul că să zic uh, este considerat că știința este un mit așa cum este un mit șamanic nu știu nicio diferență între un savant și un șaman că și una și alta este un mit aceasta e idee postmodernă foarte răspândă Relat relativism uh, rela relativ, uh, adevărul e relativ uh, însă absolutul este cultura este uh, afirmația grupului este homosexual, este femeie și e feminist, este lesbiană, este transgender, este negru, este alb, asiatic, e hispanic, e român, este nu știu ce. Dar ideea este că uh, uh, identitatea lui de grup e un absolut, ireductibil. Și dincolo de aceasta nu există nicio universalitate absolută. Uh, că vorbim de universalitate, asta se numește imperialism, nu putem vorbi de valori absolute. Ferește valorile pe care piața le definește, acele sunt valori adevărate. Dar nu putem vorbi de valori absolute. Și este ca și cum un negru nu poate înțelege un alt, nu poate înțelege un negru. De exemplu, hai să iau un exemplu de homosexualitate. Oscar Wilde a fost un mare scriitor și a fost gay. da. Și a făcut și pușcărie pentru asta. Dar valoarea lui nu costă faptul că a fost gay. Nu recunoaște că și un gay poate să aibă să producă valori estetice universale sau Alan Turing, care a fost gay, poate produce ceva universal, ceva de importanță universală. Însă, ideea este altceva acum. Că Gay, au cultură gay și au lucruri gay pe care ei le înțeleg și lumea lor și trebuie să le recunoști uh, o anumită calitate reductibilă a lor, la fel ca și la negri, și la alții, și la femei și la toate aceste lucruri bune. Deci observăm că situația în lumea noastră este exact uh, ca în timpul lui Pavel. Și în acest context afirmarea omului universal, omului nou, are nevoie de ceva mai mult decât un argument filozofic și abstract ar nevoie de acel vector religios, dacă vreți, da? Acel, acea, acea forță a afirmației, uh, acea adnire radicală, care e gata să moară, care a avut-o pe primarul Pavel. Și se pare că în lumea noastră post-creștină, în care am intrat și printr-o lume post-creștină, asta trebuie acceptat. Noi aruncăm uh, copilul cu apa din copaie și aceasta este o problemă. Alta problemă la care vreau să, să mă refer este legată de, de religie. În, în bisericile neoprotestante, în special bisericile evanghelice, pentecostale și adventiste, există de fapt o afirmare a diferenței. În sensul că este biserica și lumea. Suntem noi și ei, da? Și un crește se de de ceilalți. Și aici nu facem altceva decât să ne întoarcem la un fapt de la care pleca Pavel. Că legea împarte. Scopul legii este să împartă. Sigur Scopul legii este să se facă deosebiți. Scopul legii este să sfințească. Dar evenimentul hristic pentru Pavel nu constă în această sfințire prin dogme, prin crez, prin norme de comportament a unui grup, ci în dermarea oricărei zile de despărțire și afirmarea unui om universal care depăcește toate, toate, acestea. Ceea ce văd, de exemplu, sistemul nostru de educație, este că se încearcă insularea tânărului de cultură, mai ales de știință, de educație și așa mai departe. Și ceea ce, virtutea care se recomandă în biserici este cea de a fi diferit de a fi sfânt. Bine, Aici este un egalitarianism al lui Pavel, care nu numai că controlează ierarhia bisericească și orice ierarhie socială, dar implică și o cristologie diferită de cea care este înțeleasă. Și o să închei dând un exemplu din Shakespeare, care reflectă foarte bine metamorfoza cristologiei care a avut loc după Pavel. Deci, țineți minte piesa Falstaff, probabil. Pentru cei care nu o cunosc, intriga este simplă. Prințul Henry, uh, prințul de coroană, moștenitorul coroanei uh, britanice, trăiește sau, mă rog, se complace într-un anturaj dupios, se spune. De fapt, uh, Falstaff, un uriaș uh, gregar și uh, care îi place să bea mai mult decât e cazul, dar un suflet foarte, foarte curat, suflet de copil. Și celălalt prieten ai lui, de pahar. Sunt niște oameni de treabă în felul lor, cu toate că sunt cam petrecăreți. Cert este însă că și în casele înalte din Anglia sunt destul de petrece și destul de bandată. Dar bineînțeles că se păstrează aparenților. Or, Harry se complace în acest întoarce într-o cârciumă ordinară dintr-o mahala a Londrei cu niște oameni care chiar dacă sunt oarecum cavaler, nu sunt de clasă cea mai înaltă. Sunt la periferie. Deci se complace și trăiește cu ei și Uh, Într-o zi însă, când se întoarce acasă, tatăl său e bolnav și îi spune, uite, ia coroana și spune, uite, eu să mor. Și cui rămâne coroana aceasta? Tu te petreci timpul cu oameni de nimic ca Falstaff și prietenii tăi, prin cârciune, ordinare și Anglia are nevoie să pună coroana aceasta pe o frunte nobilă. Acum, așa cum am spus, să repet un adevăr știut, cel puțin din literatură și film, dacă nu din alte surse, că nobilimea engleză și casa regală engleză uh, a fost cunoscută pentru tot felul de perversiuni și uh, act și delicte sexuale și uh, beții și uh, parturi care nu duceau ur puritane ca o reacție la nobilime și la casa regală. Însă, ideea este să păstrezi aparențele, totuși, și să păstrezi o etichetă, un, protocol social. Asta, este, asta a fost totdeauna Anglia. Deci, mă întorc la istoria lui Shakespeare. Prințul Henry este mișcat, pune corona pe frunte, se uită în oglindă, Corona pe care a purtat-o atâția, atâția, atâția atâții regi ai Angliei, vestiți și care au devenit și sunt venerați. Și într-o dată are loc o schimbare în el. Așa că atunci când regele moare și le este încoronat, prietenii lui, foarte bucuroși, vin și ei să participe la paradă, dar Henry îi mustră și îi pune la punct imediat și le spune că el nu-i prietenul lor și îi îndeamnă să-și îndrepte viața, să-și pune viața în ordine, să se facă oameni serioși, dacă nu vor fi pedepsiți. Și Falstaff moare de inima. Ce, care, este, care este aplicația pe care vreau să o fac? Iisus a fost cunoscut Citez cuvintele criticilor săi, da? Deci nu spun că am fost așa spun criticii săi. Ca un mâncător și un băutor de vin, un prieten al vamișilor și al prostituatelor și al păcătoșilor. Deci se pare că Iisus a petrecut foarte multe în rândul un, în anturajul unor, unor oameni, între care și femei, și nu femei cunoscute cu, cu reputație foarte bună, care nu erau văzuți ca onorabile în societate care au văzut casa cea mai de jos. Și mă la ceea ce spune Pavel, că Dumnezeu are ales lucrurile disprețuite ale lumii, ca să limitească pe cele onorate. Acum, biserica a făcut ca regele din piesa lui Shakespeare. I-a spus de Iisus destul, destul. Ai fost, uh, ai fost cu Levi, cu Vame și cu Maria Magdalena, cu... Oh, destul, gata, s-a încheiat faza asta. Acum ai pus coroana, stai pe tron, devii judecătorul stern și devii patronul ierarhiei biserice și sociale. Deci, ceea ce predică biserica azi este un fals, isu, este un antichrist. Iisus a fost un egalitarian. Iisus a fost omul universal, a fost primul om universal. Asta ne spune Pavel. Și acest om universal este universal numai în sensul că transcende toate diferențele sociale. Dar transcede și diferența între Dumnezeu și om. Ca să repet, pe Pavel nu interesează problema Trinității, cum i-a preocupat pe teologii mai târziu, substanța lui Dumnezeu, substanța lui Isus, câte substanțe a avut Isus, câte persoane împărtășește substanța lui Dumnezeu. Astea sunt, astea e metafizică greacă, care nu are nicio valoare pentru noi. Pe pavel a interesat evenimentul. Isus a transcedat a, diferența între om și Dumnezeu. Între viață și moarte, între clase sociale, între ierarhii biserice, Iisus este omul universal, Iisus este omul nou. Și pe acest om nou, Iisus, uh, Iisus Pavel propune ca omul nou universal și uh, cere ca fiecare om să devină un om nou universal în Iisus. Ceea ce înseamnă nu mai depășirea diferențelor etnice sau de clasă, ci și depășirea diferențelor religioase, să zic diferența între cel care crede și ateu. Trebuie ea să-și depășite în Iisus, ceea ce pare un paradox pentru orice creștin care mă ascultă, dar dacă vrem ca Iisus să mai aibă vreo relevanță pentru lumea care vine, trebuie să acceptăm acest lucru. Vă mulțumesc și ne revedem data viitoare. La revedere!